Salutare tuturor, este Rafael și bine m-am la un episod alături de oaia mea, minunată, nu așa? Nu? Mm am jet. Ok, bine am găsit la un episod de mod showcase, înainte să începem ca de obicei vreau să vă amintesc foarte rapid, să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria și vreți să vedeți mai multe episoade, până și oaia asta, behe, să dați like, așa? Te am Modul de astăzi se numește Nube și ce adaugă? că adaugă creaturile astea ciudate. Și ce caută oaia acolo? uai ți-a zis că n-ai voie acolo? O să o tăiem pe fiu. Hăc, hăc. Hey. Am murit. Bun. Hai să vedem. Vom începe cu Nobi. Salut, nobilor. Stai ți dau sunetul mai încet că mai enervează. Zombie ăștia. Hei, nobilor. Și ăștia nu au nicio legătură cu Nobia de pe multiplayer playeria începători. <laughs> ok. Ăștia sunt doar niște stivi cu ochi. Cred că oaia are ochi la... Nu? Da, să o parte <laughs> Și le curge salivă de la gura mm -hmm. Ce părere aveți? Vă plac? Bun, ei țin în mână un um, O bucată de asta de lemn Nu-ți fac nimic Nu-ți nu fac nimic, absolut nimic Deci, uh, nu știu că... Păi, știu Care-i de mine? A, ah, dau zombie Bun, uh, nu știu am eu asta aici uh, Hai să vedem Dacă lovesc să uită la mine, mă înjură în in gând și si atât. ce citimă de prietenul meu. Bă, ce înjet? Este, este ca în șmicheri Deci, ăștia nu te atacă înapoi și si, dacă eu mori, normal dropează un stick și si o șansă să dropeze și si lemnul ăla din mână Hai să vedem dacă dropează vreunul. Bă, dă da, bă lemnul Eu <laughs> ei okay, nu l-a dat, dar vă spun eu, este o șansă să a, dropeze și si, lemnuțul. Acum avem creepy. Și chestia asta o să ți cam inducă creierul în eroare, pentru că creeperii nu explodează. Da? Deci ăștia sunt ca niște zombie, vin și te atacă. Numai că au o viață mai mare, uh, au undeva pe la 30 ceva gen, am mai cam uitat să-mi bagă, uh, uh, cum se numește, damage indicator -ul. Au o viață mai mare decât nobi care au viață 20, ăștia au 30. Și dropează oase, deci parcă ar fi niște zombie cu skin de creeper. Bun, hap, heal, acum, mai avem un jet de asta, ia uite un jet, așa, ce face asta? ăsta e un zombie normal, vine el, te bate, îți dă la un și dropează pâine, just chilling around, <laughs> dropează pâine, deci practic e o metodă bună de a face rost de mâncare, pentru că nu mai dropează rotten flash-ul ăla enervant. Uh, apropo, ei se spawnează random. Ați văzut că nu sunt afectați de lumina zilei. Nu iau foc sau altceva. Și se spawnează random, nu se spawnează anumite biomuri. Ca să fie treaba treaba. Uh, acum, ce mă adaugă modul ăsta e că mă adaugă niște mâncărică. Huc. Avem mâncărică. A, da. Și nu bașurile astea. Care ce sunt astea mai exact, domnule? Deci când spargi unul bețe. Deci, tot așa și astea se spawnează tot la fel random. Uh, ca să nu te mai duci să spargi lemn, apoi să faci bețe, spargi direct unde să îl găsești, hâc, ia ta lemnul. Ok. Și acum, am încercat să-mi dau seama cum fac roz de porumb, corn, și nu realizez, adică i-am omorât pe și se pare că nu dropează, uh, nu pot să-l plantezi sau altceva și nu știu de unde poți să faci roz de el mai exact. Ca să, fie, ca să ne facem înțeleși. Cred, dar nu sunt foarte sigur că îl găsești în dungeon-uri sau chestii de astea Pentru că modul nu spune nimic despre el Nu, doar l-au adăugat așa la troll Acum avem butter untu și bag Care vedeți cum se face, cum se craftează și ce face asta mai exact Foarte bine, deci Avem mai temen astea, bun, acum <coughs> Se ia unde asta și unde Și este corn in a bag pe așa, iese cornina bag, da? Deci, practic, bagi asta în bag. ok. Acum, ca să faci popcornul, trebuie să prăjești cornina cornul îl bagi în cuptor, da? Deci, îl bagi în cuptor, îl și iese popcorn. Și ca să fie și mai delicios, pui asta așa și iese buttery popcorn, adică popcorn cu unt. și vă să-l mănânci. Nu mi-a scăzut mie hangarul pentru că l-am full. Dar îmi uh, place ceva mai mult. Îmi place ceva mai mult din bara aceasta de, de mâncărică. Bun. Uh, pentru ultima parte a modului, mai am de prezentat structurile care le construiesc în nobii ăia. Uh, asta e una din structuri, care le tot caut. Uh, sunt niște structuri, asta e random. Uh, doar niște dirt construit în sus. Uh, N-au ei niște case foarte geniale. Ce făceți? Un copac. Um, am mai niște case foarte geniale, dar în primul rând o să mai vedeți structurile astea, gen dirt pus la întâmplare în sus, în aer, și niște case din uh, dirt, tot așa. Dar încerc să mă uită după ele acum, bărbui bă, să vedem dacă mai găsesc ceva. Ok, am uh, găsit altă structură de asta. E găsită ciudat. Dar, na, niște dirt la întâmplare și o casă. Uh, nu știu că caută casa asta tocmai în mijlocul oceanului. Da, e aici. Ok, deci tipul ăsta a decis el, oh, uite încă, ah, a decis el că aici trebuie să fie casa lui. Vedeți, dirt, ă bucățele de lemn și cum intrați în casă, uh, găsiți un crafting table. Da, nimic foarte sofisticat, ca un noob în Minecraft. Un player asta care tocmai ce și a, a luat Minecraft, to tocmai ce l-a descoperit. Na. Da? Păi cam atât cu acest mult sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru a acordată și ne vedem data viitoare.